Bună dimineața, copii! Dimineața bună, doamna! Astăzi o să ne jucăm Red vs. Blue și echipele sunt așa. Eu cu pisică. Avem voie cu orice arme, apropo, chiar și cu combat. Eu cu pisică versus Mișu cu Patrick. Ciobanică. Ciobanică, așa, nu știu de ce îți spun Patrick. Am avut un prieten Patrick de a muri și acum mi-e milă de el. Deci, cum, după cum am spus, avem voie cu orice arme. Sniper! Doamna, și... doamna, dar mie mi-e frică să sar pe trambulină dacă o să mor. Doamna! Sincer, eu m-am uitat la Mad Max pâine pe YouTube și am văzut că joacă bine și am învățat să joc mai bine, să construiesc și să editez, că cu toți nu știu după ce te go. Care s-o stricat. Dar doamna, de unde ne luăm arme? Întrebare, întrebătoare. De pe aici. De... uitați, e un loc așa pe aici unde vă spawnați în spatele vostru, e o căsuță așa. Pisică, no, doamna, pisică, pisică, spune ia ceva. Așa te vreau. Și apropo, n-are... cum se pune scar? Doamna, ce înseamnă asta? Ce doamna, înseamnă ce? Stați puțin! Acolo, o să mor dacă te duci acolo, ai înțeles? Dă din cap dacă ai înțeles. Ia, doamna, că am văzut bine acum o setare să construiești. Cred că... lasă, nu-mi ia. Mamă, la el. Eu v-am zis că m-am uitat la Mad Max Pâine. Da, Mad Max Pâine e un bun prieten de al meu. Mad Max Pâine, lola! Stai, mă, că și eu m-am uitat la el. Păi de ce nu dați și voi subscribe, că am văzut că are numai 100 de abonați. Dai o numere. Dai o numere. Taci din gură, Mișu. Știți cum, uitați-vă, copii, nu mai trageți, nu mai trageți, pisică, nu mai... nu mai trageți, pisică, nu mai trage, veniți aici jos. Nu mai trage, nu mai trage, nu mai trageți. Uitați-vă cum construiam eu la început. Mâța. Doamna, eu uite așa cum vezi. Nu-i așa cum vezi. Și vă place Mad Max Paine pe YouTube? Da, noi am învățat cu filmul ăla la Mad Max. Merge. Și spuneți-mi care e cel mai tare cod pe shop. Madmaxpoine.ro. Nu, Ecaterine YouTube, pentru că eu încă nu am 1000 de abonați pentru a putea avea un creator code. Creator code, bă, analfabet. Taci, Mișu. De ce, doamna? Pisică, de ce stai? Doamna, asta sunt puțin mai... prima dată când am murit. Wow, doamne! Uite, am învățat să trag. Bravo, știi să tragi. Și am învățat să trag de la mama. Da, eu m-am jucat foarte mult CS Global Offensive. CS Global Offensive. Doamna, tu stai prost.
uit, n-avem voie cu heal-uri sau shield-uri. Mamă, dar cu cât de bine construiești nișul. Băi, m-am uitat la Mad Max pâine. Doamna, uitați ce unde. Doamna! Ba, doamna! Pisica a învățat să zboare! Pisica zboară? A, dar are un avion, nu știu. Un motor zboară prin reactor. Un motor zboară prin reactor. Doamna, uitați ce am învățat de la mama. Ia, copile, unde ești? Doamna, dar Mad Max pâine e fratele meu. Ăsta e fratele tău, Mișule. E fratele tău, Mișu. Nu, nu, e doar a spus așa, că sunt mai șmecher. E fratele tău de pula. Taci că doar trebuie să fii bun cu Mișu, pentru că el este coechipierul tău. Da, și colegul care miroase urât. Tu vorbești care stai 24. Tu vorbești care stai 24 din 7 pe Team Rumble. Băgați codul Caterine pe YouTube. Ce ai zis? Tu ce ai zis, Patrick, de Caterine? Să văd codul ei. Doamna, i-am auzit că Mad Max pâine. L-a bătut! Mișu, tu ai nota 10 pentru că m-ai bătut. 10 pe linii. Să vă pup pe Dumnezeu. Te bucă sub ciorapul ăla. Doamna, ăsta când... Mișu, când vă vede că vă duceți la tablă, vă bagă la fel un fund. Limba era. Era din limba. Limbă. Auleu, mai dă și limbe, auziți? Dar mai este din, mai este din pantalon câte tarte. Unde sunteți, copii? Asta iese din pantalon, lasă, doamna. Mai bine tăceți. Unde sunteți? Nu știu exact. Nu vă mai duceți pe la avionașii și alte chestii. Uite pe cineva. Tot n-ai fraier. Doamna, Mișu-i râruit. Acum am observat. Îți dă-ți seama acum. Poze cu... Da, când a venit la tine acasă. Ce? Doamna, nu știe nimic. Tocmai vrea. A venit la tine acasă și l-a bătut pe taică tu. Bravo, Patrick, și tu ai un 10 pentru că ai reușit să mă baci. Ești eu te-am bătut. Doamna, stai, mă, uitați-vă la mine! Pisică! Trebuie să recunosc, ești chiar bună la jocul ăsta. Doamna, dar ce mi-a dat pentru? Am învățat să fac mai nouă night-uri. Mamă, dar asta are... Dar copii, vă știți ce e ăla aimbot? Nu știu, un robot? Eu știu. Acel moment când un om își pune șosetele de trebuie o săptămână pe mâini și se joacă Fortnite. Și are prost, e prost ca naiba. Mai mi-arată. Pisica! Doamna! Da? Ce mai face? Te ajută acum pisică. Dar doamna, era vorba că noi suntem family friends. Family friends. Doamna,
Să nu vă gândiți la prostii. Da, dacă aș la... Tu crezi că nu știu la ce te gândești tu zi cu zi? La ce oare se gândește? Hai să ne lucid. Dar nu vă mai dați cu ventuze. Băi, ala se băgați pe ce-ul. Doamna, dar unde-i Mărie? A, Mărie e bolnavă. Are coronavirus. Ce, mă? Ce se pare acasă? Da, mama, Cimișoare. Eu mă rog pe scoană, că vreau și eu. Vreau și eu. Eu sunt prima, bă. Știți că eu am aimbot, nu? Ei! Doamna, vă dau report. Scuze, pisică, dar nu te pot ajuta. Eu sunt în bază la cei răi. Sunt în bază la băieții răi. Aoleo, păi doamna, sunteți bună? Credeam că sunteți nebună, doamna. Doamna! Bă, doamne! E doamna după... Doamne! Doamna după dozatorul de apă! E bună după dozatorul de apă! Doamna, vă omor pe amândoi, și pe dumneavoastră, și pe proful. Dar eu am omorât pe amândoi de două ori. Lăsați-o pe pisică, că ea e bună. E nebună. Doamna profesoară, Mișu, pâine, să continui pâine, să te uiți la Mad Max pâine, pentru că văd că ai învățat lucruri bune. A, eu n-am învățat, doamna, uite. Nu, dar sunteți fraier! Doamna, uitați ce n-ai da? Mamă, dar și editez! Păi, am uitat la Mongrel! A, doamna, Mongrel! Doamna, uitați-vă cum editez eu, că vreau un 10! Uitați-vă, doamna! Haideți până jos, să vă rog! Ați sucat din Japan cu două! Bă, uite cum editez eu, nu mai trage, nu mă... Mișu, îți dau nota 0. Lăsați-mă Mișu, pe mine. Mișu, auzi că nu-ți dă nota. Lista... Vin imediat. Pisică, pisică nu mai trage și nici voi nu mai trage. Stați exact un... stați aici. Uitați cât de repede editez eu. Ia, mai arată-mi o dată cum editez. Vino, mai arată-mi o dată. Cred că mai bine. Bravo, editez foarte bine. Acum dă-te la o parte. Și acum editez eu, vai, cum editez eu. Stați un pic, 3, 2, 1. Doamna, eu editez mai bine, că m-am uitat la un reclamogral, uitați. Gata, putem să ne bat, ia. Da, editez destul de bine. Hello, pigeon! Ce zici? Că ne-am plictisit la ăștia, că asta mă tot te mai mult colegi, că deja m-am sătura să l-am coleg pe bancă pe mine. Mă arată că am care trezite de ori. Cu bețe. Au și bețe. Când vine Mărie, pot să stau pe ea în bancă. Da, sigur. Normal. Bine, copii! Ne vedem mâine, când o să vină probabil și Mărie. Pa!